Poluarea provoacă probleme grave românilor. Specialiștii avertizează că plămânii a 11 din 13 oameni sunt contaminați cu microplastic, potrivit unui nou studiu. Ne explică mai multe însă despre această situație medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, în legătură telefonică directă cu noi la această oră. Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru intervenție. Bună dimineața! Așadar, ce înseamnă un plămân contaminat cu microplastic, doamna Mahler? Vă rog. Este prima dovadă a faptului că pe lângă particule de materie, pe lângă gazele pe care le inhalăm pe stradă, inclusiv particule de microplastic ajung în plămân, pot să rămână și să determină afecțiuni grave care, din păcate, se contabilizează în acest moment în creșterea numărului de pacienți cu boli obstructive pulmonare, cu cancer pulmonar, dar nu doar acestea, ci și afecțiuni neurologice de tipul accidentelor vasculare cerebrale sau infarctului de miocard. Pentru că un studiu apărut puțin mai devreme sublinează faptul că aceste particule de microplastic din plămân trec în sânge și se găsesc în sânge chiar și la persoanele sănătoase. Cum poate fi depistat și dacă prezintă pacientul simptome? Aceste studii sunt la nivel de cercetare, făcute pe grupuri mici de pacienți, adevărat, dar este un prim pas către ceea ce ne dorim cu toții, medicină bazată pe dovezi, și anume faptul că poluarea poate fi, sau factorii care induc poluarea, pot fi dozați cantitativ la nivelul organismului. Măsurile pe care le putem lua, dacă putem alege ce mâncăm, putem alege ce bem, modul în care ne preparăm alimentele, cu aerul este puțin mai dificil pentru că, în mod particular, măsurile legate de lipsa de poluare a aerului trebuie să fie gestionate la nivel de comunitate. Sigur, fiecare din noi putem să ne aducem contribuția, dar oarecum ar trebui să ne aliniem la măsurile generale pe care comunitatea le adoptă. Iar atunci când ne plimbăm pe stradă și vedem traficul infernal, cel puțin din capitală și din marile orașe din România, ar fi de recomandat să purtăm acele măști de protecție în continuare și nu ca să ne protejeze împotriva COVID-ului, ci poate, iată, împotriva poluării. Da, masca este recomandată în această situație, mai ales pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii, care în momentul creșterii nivelului de poluanți din aerul pe care respirăm pot să aibă o acutizare. Este de preferat să monitorizăm ce se întâmplă cu calitatea aerului în orașul în care stăm. Există această situație permanentă cuantificată de senzorii de calitate a aerului și pentru momentul în care nivelul de poluanți în aer crește, este bine, mai ales dacă ne știm cu teren alergic, cu boli pulmonare, să evităm să ieșim din casă sau, așa cum spunea și dumneavoastră, să utilizăm masca de protecție pentru a limita cantitatea de poluanți care ajunge în plămânul nostru. Am putea să avem pe viitor un program de screening sau un program de prevenție al acestor probleme? Suntem încă destul de departe de ceea ce ne dorim. În acest moment, cercetările merg către o evidență cât mai concretă a legăturii dintre nivelul de poluanți și bolile pulmonare în speță. Sunt date statistic retroactive care indică faptul că bolile infecțioase sunt crescute în zonele în care nivelul de poluanți este crescut și dacă ne uităm peste harta de evidență a acestor boli infecțioase și avem pentru COVID, avem pentru tuberculoză la nivel mondial, o să vedem că aceste afecțiuni sunt cu incidență mai mare în zonele în care nivelul de poluanți crește, ceea ce atrage atenția asupra riscului de inflamație pe care particulele de materie îl produce la nivelul plămânului și, practic, poartă de intrare pentru care o creează pentru infecții virale, bacteriene sau fungice.